În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenii și părinți dremuritori creștini, Hristos a înviat. Ne aflăm în a treia zi a Marului Praznic al Învierii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor, în care binecuvântăm pe Hristos în toți vecii, precum spune cântarea Bisericii. Este un praznic al bucuriei, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos așa i-a îndemnat pe apostoli și pe femeile mironosițe, bucurați-vă! În acest praznic noi lăudăm pe Dumnezeu pentru marele dar pe care l-a făcut omenirii, și anume învierea sa din morți. Ne bucurăm pentru că Hristos ne-a îndemnat și ne-a poruncit în acest praznic să ne bucurăm și mărturisim mai ales învierea lui Hristos. Mărturisim învierea lui Hristos, în special prin salutul pascal. Hristos a înviat! Așa s-au salutat apostolii după înviere, femeile mironosițe, dar cu acest salut ne salutăm și noi creștinii, pentru că și noi am fost părtași pătrimirilor lui Hristos, am pătrimit împreună cu El, ne-am răstignit împreună cu El, ne-am îngropat împreună cu El și am înviat împreună cu El. Cu adevărat am înviat împreună cu Hristos și participarea noastră este una reală la învierea lui Hristos. Suntem înviați din morți, din mormântul păcatului și al morții, pentru că Hristos, prin întrupare și prin jertfa sa și prin înviere, ne-a răscumpărat, ne-a repus în starea de har din care căzuseră odinioară prin păcatul protopărinților Adam și Eva, prin învierea sa din morți. Mântuitorul Iisus Hristos a restabilit relația noastră de comuniune cu Dumnezeu, care a avut mult de suferit prin păcat. Și nu este o exprimare simbolică spunând că și cu adevărat am înviat, pentru că învierea lui Hristos este și învierea noastră. Învierea, taina învierii lui Hristos și a noastră, propovăduită de apostol și mărturisită de biserică, este temelia credinței noastre, esența Evangheliei, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, căci dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră. În acest mare praznic al Învierii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, noi mărturisim pe Hristos cel mort și înviat, dar acest praznic reprezintă mai mult decât o mărturisire. Reprezintă o vedere duhovnicească, o icoană profetică și a Învierii lui Hristos, dar și a Învierii noastre, a Învierii celei de obște. Așa mărturisește Ortodoxia și învierea lui Hristos și învierea noastră de obște, așa cum citim și în simbolul credinței. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Deci învierea cea de obște nu este o readucere la viața pământească. Învierea cea de obște este o prefacere generală. Căci dacă Hristos Mântuitorul nu și-a încetat activitatea mântuitoare prin jertfa sa pe cruce, prin moarte și punere în mormânt, și a desăvârșit-o prin înviere, și viața noastră nu se sfârșește la mormânt, ci continuă până la sfârșitul veacurilor, prin învierea cea de obște, învierea cea de obște către care toți tindem. Pentru că toți plecăm din această viață, nu rămânem aici pe pământ, pentru că nu avem cetate stătătoare aici pe pământ. Cetatea de pe pământ este trecătoare, cetatea noastră stătătoare și veșnică este Împărăția lui Dumnezeu, în care cu mult efort, cu asalt, cum ne îndeamnă Mântuitorul Iisus Hristos, dacă o vom lua, o vom dobândi. Toți vom pleca din această viață. Sfinții au plecat din această viață, Sfinții Apostoli, Maica Domnului. Nimeni n-a rămas în această viață, cu toate că Mântuitorul Iisus Hristos a fi putut acest lucru. Dar i-a chemat pe toți la El. Pentru că adevărata viață de comuniune la care ne-a chemat Hristos nu este lumea aceasta.
Veacul acesta este trecător. Nu, ci în viața cea veșnică. În împărăția cea nepieritoare în care vom fi într-o deplină comuniune și cu Dumnezeu și cu Sfinții. Iubiți credincioși, în Cartea Faptele Apostolilor, Apostolii Mântuitorului Iisus Hristos sunt numiți martori ai Învierii. Pentru că ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos înviat și apostolii și femeile mironosițe, primele care l-au văzut pe Iisus Hristos înviat, că au fost mai răbdătoare decât apostolii și mai neficate și netrămătoare. Mântuitorul după Înviere s-a arătat doar apropiaților Lui, ca să-i mângâie pe durerea pricinuită de pătimire, de moarte, de moartea sa, dar și pentru ca să-i credințeze de acest mare adevăr al Învierii sale. Mântuitorul s-a răstignit în văzul tuturor și a celora care au crezut în dumnezeirea Lui, care L-au urmat, care au fost copleșiți de durere, petrecându-L pe Mântuitorul pe drumul durerii și apoi văzând ghironii de cruce, dar și dușmanii Mântuitorului care vreau să se asigure că acesta a murit și nu mai poate propovădui învățătura sa, nu mai poate spune despre sine că este Mesia, nu mai poate face nimic. În fața lor s-a răstignit Hristos, dar aceștia au zis, dacă tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine. Hristos nu s-a coborât de pe cruce. Și-a asumat moartea până la sfârșit și durerea, ca prin moarte și prin înviere să ne deschidă nouă calea către împărăție. Iar după înviere, dar Mântuitorul, înviind din morți în taină și nu văzut tuturor, s-a arătat doar apropiaților. Și mai mari poporului farisei și cărturarii s-au convins de acest mare adevăr al Învierii. N-au căutat să-L conteste, ci doar să-L acopere prin darurile pe care le-am dat păzitorilor mormântului, ca să răspândească zvonul în popor, fie că au venit ucenicii noaptea și L-au furat, fie că orice altceva s-a fi întâmplat numai Învierea lui Hristos. Păcatul lor este că n-au mărturisit Învierea lui Hristos. De ce? Pentru că nu L-au crezut pe El ca fiind Mesia, Cel făgăduit de Tatăl și prezis de profeți. Nu au crezut în Dumnezeirea Lui și deși au luat cunoștință de faptul că El a înviat, nu L-au propovăduit, ci au căutat să acopere Învierea. E, pentru acest fapt, Mântuitorul nu s-a arătat lor, nu s-a arătat iarăși în templu, n-a mai propovăduit, ci această sarcină a revenit apostolilor. Apostolilor și apropiaților cărora Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat după Înviere, precum femeilor mironosițe, Mariei Magdalena, celor doi ucenici, Luca și Cleopa, în drumul către Emaus, apostolilor în ziua Învierii fără Toma, apostolilor la 8 zile după Înviere, fiind și Toma în mijlocul lor, s-a arătat și lui Petru și altor apostoli la Marea Tiberiade, s-a arătat la peste 500 de frați, așa cum ne credințează apostolul Pavel, vorbind corintenilor, s-a arătat lui Iacob, s-a arătat lui Saul, marele bibulitor, care a devenit marele apostol Pavel. Dar astăzi cu toții am ascultat pericopa evanghelică în care mi se descrie drumul pe care l-au făcut ucenicii Mântuitorului, Luca și Cleopa, în drum către Emaus, ca la 60 de stadii de Ierusalim a fost acest sat Emaus. Și mergând ei în drum către Emaus, ne spune Evanghelia, discutau despre toate grozăviile care s-au întâmplat în aceste zile în Ierusalim. Cum mai mare poporului l-au condamnat, l-au răstignit pe învățătorul lor, ei care credeau că este Mesia, Cel care avea să scoată pe Israel din robia păcatului. Ei, triști fiind, mai ales pentru faptul că niște femei este dimineață s-au dus la mormânt și au găsit mormântul gol, spunând că au văzut arătare de îngeri care spuneau că Hristos a înviat, dar pe El nu L-au văzut. Pe toate acestea le discutau acești doi apostoli, Luca și Cleopa. Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat lor în drum către Emaus și a întrebat,
ce sunt aceste cuvinte pe care le schimbați între voi pe cale? Și i-au spus, n-ai auzit și toate ce s-au întâmplat în Ierusalim cu Hristos, Cel care a fost răstignit, omorât? Și i-au povestit Mântuitorului, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și le spune Mântuitorul, o zăpadnicilor, cu inima, ca să credeți toate câte s-au spus de profeți, nu trebuia oare să pătrimească Hristos și să intre în slava Sa? Și pe cale le-a trebuit toate Scripturile, începând de la Moise, care aminteau de pătrimirea lui Hristos. Și ajungând în sat, se făcea Mântuitorul că merge mai departe și apostolii i-au zis, rămâi cu noi, este spre seară, ziua s-a plecat. Și astfel a intrat Mântuitorul cu ei în casă și spune că luând pâinea, a binecuvântat-o și a prins-o în fața lor și apoi s-a făcut nevăzut. În acest moment s-au deschis ochii lor și și-au adus aminte. Nu era acesta care ne grea pe cale și și-au adus aminte că apostolii și femeile mironosițe vorbeau despre Hristos înviat și în acel ceas s-au întors la Ierusalim cu bucurie mare. Mântuitorul Iisus Hristos, după ce a binecuvântat bine așa prânt, o s-a făcut nevăzut. Ce înseamnă frângerea frânii? Nu este nicioși. Dacă citim în Faptele Apostolilor, după pogorârea Sfântului Duh, apostolii stăruiau în rugăciune, dar și în frângerea frânii. Frângerea frânii înseamnă Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Mântuitorul, după ce a binecuvântat și a frânt pâinea, s-a făcut nevăzut. Nu înseamnă că i-a părăsit pe apostol, ci doar s-a făcut nevăzut. Văzut a rămas în trupul și în sângele Său. Pentru că Hristos este nevăzut, dar este prezent în toate zilele vieții noastre și în special duminica la Sfânta Liturghie. Este prezent până la sfârșitul veacurilor în Liturghie, în Euharistie. Chiar dacă El este nevăzut, avem trupul și sângele lui Hristos care va rămâne împreună cu noi până la sfârșitul veacurilor și pe care îl primim și noi în sufletul și în trupul nostru prin taina Sfintei Împărtășanii. El nu i-a părăsit pe apostoli, n-a plecat de lângă ei, ci doar s-a făcut nevăzut, pentru că El mărturisește atunci când și-a luat rămas bun de la apostoli, chiar dacă s-a învățat la cer. Iată, eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacurilor. Fiind încredințați, iubiți credincioși, că Hristos Mântuitorul este împreună cu noi până la sfârșitul veacurilor, să ne bucurăm. Viața noastră să se desfășoare în lumina Învierii. Viața noastră să fie un lucru neîncetat către Sfințenie și către desăvârșire. Căci Hristos Mântuitorul ne cheamă la Înviere, ne cheamă la Sfințire, ne cheamă la Sfințenie, ne cheamă la desăvârșire. În acest practic să ne bucurăm și ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă am părăsit osteneala apostolului, să nu părăsim niciodată osteneala faptelor bune. Ne îndeamnă cântarea acestui practic să iertăm tuturor, să zicem și fraților, să iertăm tuturor pentru Înviere. Să iertăm, dar să facem toată fapta cea bună, ca astfel să trăim în toate zilele vieții noastre în lumina Învierii lui Hristos. Și în această zi în care ne bucurăm de acest mare praznic al Învierii, toți să ne salutăm cu acest tradițional salut pascal. Hristos a înviat! Spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea și învierea noastră, totdeauna, acum și pe veci. Amin. Hristos a înviat!